Natalia, uite, sunt curioasă că tot te-am prins aici. Cum e să-l vezi pe tati tot timpul la TV? Uite că eu de când eram micuță îl vedeam la televizor. La început a fost puțin ciudat să-l văd pe stradă, pe panouri, în emisiuni și chestii. După aia m-am obișnuit cu lucrul ăsta, adică m-am obișnuit să-l văd în reclame și chestii de-astea. La școală, uite, contează faptul că tatăl tău are atât de multă notorietate? Nu chiar, adică mă tratez la fel copiii. Există discuții fel și fel de, na, invidii sau orice altceva. Știi cum? O tratează la fel, ba chiar mai rău decât... Știi cum e când ești mai cunoscut cumva, nu? Nu. Sunt toți de treabă și mă înțeleg cu ei. Ți-ar plăcea să faci, uite, o meserie la fel, în actorie? Nu, vreau să fac altceva. Ce vrei să faci? Ce ai zis lui tati că vrei să faci? Scriitoare. Scriitoare, oh! Deocamdată e cititoare. Tot pe filologie. Da. Da, 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 dar îi place și de ce nu? Și fratele tău la fel? Ce vrea să facă? Fotbalist. Deci două drumuri total diferite. Tu ce spui? Un fotbalist și o scriitoare. De ce nu? Adică o să acopăr o gamă largă de... În ce proiecte te mai vedem? Păi în clanul care așa... Te știm, comisarul, nu? Comisarul, da. Și la teatru, la Bulandra, la Teatrul Național, tocmai am scos o premieră, Nora, de Ibsen, aștept pe toată lumea, e foarte interesant. O să încep un spectacol la Teatrul Metropolis și o să încep lucrul la un serial SF care se filmează în România. Da. Se va fi undeva pe Netflix? Sau? Nu știu, sper că va fi pe o platformă. Înțeles. Doamne ajută să fie bine. Spune-ne, uite, care este cel... Și, bineînțeles, urmează premiera lui Klaus și Barroso în jumătatea lui ianuarie. Klaus și Barroso va fi... cu siguranță un succes de public, super comedie, Micuțu, Adi Nicolae, multă lume. Uite, sunt curioasă, ți-e dor de proiectul În Puii Mei? Că știu că de atunci vă urmăream. Mi-e dor, a fost un moment foarte fan și foarte fervescent așa, a trecut și îmi pare bine că a rămas și că s-a încheiat pentru mine așa, în glorie, în plină... Da. Țineți legătura cu Mihai Bendan? Da, vorbim, cum să nu, sigur. Mă gândeam că nu v-am mai chiar așa mă uitam la dumneavoastră de atunci vă știu. Grămadă de copii mă știu de atunci și vin, ei, am crescut când eram mic, mă uitam, da.